Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Fără îndoială, evenimentul cel mai mare care a marcat viața bisericii la nivel de tineret în anul acesta a fost întâlnirea națională a tinerilor de la Cluj din luna iulie. Cum a fost acolo și ce a fost acolo și care sunt ecourile? Vom încerca să răspundem la aceste întrebări și la întrebări asemănătoare cu invitații noștri și sigur nu se putea să fie alții decât participanții la această întâlnire a tineretului de la Cluj. Bun venit, Părintele Felix Roca, responsabil al tinerilor la nivelul diecezei de Iași. Bine v-am găsit! Bun venit și celorlalți doi tineri care ați participat la această întâlnire de la Cluj, Raluca Cocuț. Bine v-am găsit! Și Răzvan Ienășoai. Bine v-am găsit! Care sunt impresiile, ecourile după ce a trecut așa mai mult timp de la această întâlnire? Cu ce ați rămas? O parte din mine a rămas acolo, nici măcar nu s-a întors. Ne-am întors acasă, într-adevăr, cu o bucurie imensă, o bucurie de întâlnire și de reîntâlnire cu prieteni noi, cu prieteni vechi, cu binecuvântarea de a cunoaște oameni deosebiți, de a participa la momente deosebite, de rugăciune, de momente culturale. Răzvan? Personal am rămas cu o bucurie uriașă pe care am putut să o fac oamenilor de acolo și cu experiența de a fi acolo pentru cei ce au nevoie și a găsi prin ei fericirea pe care toți cei care au participat la INTC anul acesta au căutat-o. De altfel, tu ai fost și voluntar, dar vom reveni la ce anume ai făcut acolo. Până una alta, să vedem despre ce a fost vorba la Cluj. Căutător de fericire a fost tema, Părinte Felix. Dar în ce a constat întâlnirea asta? Puțină istorie, poate e potrivită. Această întâlnire deja este o întâlnire tradițională. Avem prima ediție a Întâlnirii Naționale a Tineretului Catolic în 1991. Am putea spune că primele inițiative, primele întâlniri, primele ediții, toate s-au desfășurat aici în Moldova. Deci de aici a plecat această tradiție pe care o cunoașteți dumneavoastră foarte bine. Deci se înscrie într-o tradiție. Odată la 2-3 ani se propune această întâlnire tuturor tinerilor din țară, din episcopiile noastre, să se întâlnească pe mai multe momente, momente de rugăciune, momente de întâlnire între ei, momente culturale și așa mai departe. Iar anul acesta, în iulie, în perioada 22-26 iulie, această întâlnire a 13-a s-a desfășurat la Cluj-Napoca, în contextul în care Cluj-Napoca este, orașul Cluj-Napoca, este și capitală europeană pentru tineret. Cu această temă, propusă chiar de Sfântul Părinte, fericiți cei curați cu inima, și organizatorii au propus ca și temă mai clară, căutători de fericire. Să spunem că ediția precedentă a fost unde? Chiar aici, la Iași, în anul 2012, orașul Iași a fost gazda acestei ediții. A fost un eveniment cu adevărat frumos și s-a făcut această trecere de la Iași la Cluj. Deci și orașul Iași a experimentat această întâlnire a multor tineri care au dorit să fie împreună în numele credinței și al prieteniei. Dar care e frecvența? Cum se țin întâlnirile astea? Spuneam la început, pentru a demara această tradiție, au fost chiar prima întâlnire în 1991, apoi 92, 93, nu erau de foarte mare amploare. Încetişor, încetişor au fost cooptați, să spunem, reprezentanții tinerilor din toate episcopiile romano-catolice și greco-catolice din țară și nu numai, și de alți tineri de alte confesiuni. În ultima perioadă, frecvența este de 3 ani și în alternanță cu zilele mondiale ale tineretului. Și cum se ajunge să se aleagă o localitate, un oraș? Cum s-a ales Iașul, cum s-a ales Clujul? În primul rând, cred că primul aspect este acela de disponibilitate. O episcopie, începând chiar de la decizia ierarhului locului, de la decizia episcopului, își oferă această disponibilitate pentru că este cu adevărat un eveniment care are multe componente și trebuie să fie puterea, să spunem, de a organiza. La nivel de întâlnire între responsabilii cu pastorația tineretului, se identifică episcopiile și orașele cele mai potrivite, se selectează nu neapărat candidatorii, dar posibilitățile și apoi o episcopie și un oraș își asumă această întâlnire. Practic, următoarea când va fi? Următoarea va fi în 2018 la Satu Mare.
O să intrăm în programul care a fost acolo la Cluj. Au fost mai multe zile. Între timp, colegii mei din studio vor pune și imagini care ne vor arăta bucuria care a fost acolo și căutarea tinerilor. Practic, în ce a constat programul, Raluca? Programul unei zile de întâlnire începea dimineața cu rugăciunea de dimineață. Era un moment comun în care toți tinerii se adunau într-un singur loc, se rugau împreună, după care urma cateheza sau momentul de învățătură. După cateheza erau grupurile de discuții. Tinerii prezenți la întâlnire se împărțeau în grupuri mai mici, de 20-25 de persoane, și discutau despre ce s-a vorbit la cateheză. Practic, aprofundau ceea ce li s-a spus la cateheză, împărtășeau din experiența lor, din convingerile lor. După grupurile de discuții urma Sfânta Liturghie, care era momentul central al zilei. În fiecare zi a fost o liturghie diferită, să spunem. Liturghia de deschidere și liturghia de încheiere au fost de rit bizantin, ritul episcopiei gazdă, și celelalte două liturghii de zilele din mijloc au fost de rit latin. După deci, practic, au fost și greco-catolici, și romano-catolici, și romano-catolici, da. Și români, și maghiari, un grup de maghiari, nu? Și au fost și invitați din străinătate, a fost o întâlnire mai și cu caracter internațional. Deci liturghie era la mijlocul zilei. Da, da. Și după ce, după liturghie, urma prânzul, bineînțeles, și apoi programele alternative. Programele alternative constau în conferințe la care tinerii erau invitați să participe pe diferite teme. În fiecare zi o altă propunere, tinerii aveau posibilitatea să aleagă și să participe, să discute cu cei care țineau conferințele. Deja noi putem să urmărim imagini din ceea ce s-a întâmplat acolo la Cluj, din programele alternative sau de la liturghie sau din grupurile mici. Răzvan, eu înțeleg că tu ai fost voluntar acolo. Asta înseamnă că ai mers mai înainte. În ce a constat voluntariatul acesta? Ca parte de voluntar a trebuit să fim acolo cu 2-3 zile înainte, să putem pregăti totul în vederea venirii celor 2000 și ceva de participanți. Implicit a trebuit să mergem să ne asigurăm că locurile de cazare sunt pregătite pentru fiecare persoană în parte. A trebuit să ne asigurăm că sacul pelerinului care le-a fost oferit era pregătit. Toate detaliile organizatorice, scenă, scaune, tot ce implica partea de organizare trebuia să fie gata până au ajuns ei. Cam câți voluntari au fost? Cam 130 de voluntari, cam așa. Și tu, în mod concret, cu ce te-ai ocupat? În mod concret, treaba mea era să am grijă de căminele în care erau cazați participanții. Implicit, tură de noapte, tură de zi, ai grijă să fie liniște, să nu fie, eu știu, gălăgie, să se poată lumea odihni. Asta era partea principală. Totuși nu puteai să stai, fiind un grup mic de voluntari, nu puteai să stai în timpul zilei și să dormi toată ziua sau să te plictisești, ci am ales să dorm mai puțin sau să mă odihnesc mai puțin și să particip la tot felul de alte activități prin care puteam să ajut. Și după amiază? După amiază m-am ocupat de accesul participanților în turnul Bisericii Sfântul Mihail din centrul orașului și a fost o experiență foarte frumoasă pentru că am apucat să cunosc, stând acolo de vorbă cu oamenii, oameni din toate părțile țării și am văzut chiar fericirea pe fața lor în timpul zilelor care au trecut. Mi-ai zis de un sac al pelerinului. În sacul acesta al pelerinului era și ghidul Întâlnirii Naționale a Tineretului Catolic, da. O carte pe care ați primit-o cu toții. Povestește-ne ce mai conținea ghidul, ce mai conținea sacul pelerinului și inclusiv ce cuprinde ghidul acesta. Sacul pelerinului avea o multitudine de obiecte în el, să spunem așa. Ghidul era un catehism destinat tinerilor, în special. Tot felul de iconițe, tot felul de programe, o hartă a Clujului prin care cei veniți și care nu erau din Cluj se puteau găsi prin Cluj. Cam astea erau părțile principale. Și ghidul acesta al Întâlnirii Naționale ce cuprinde, Raluca?
Ghidul Întâlnirii Naționale cuprinde, de fapt, toate informațiile cu privire la întâlnire. De la persoanele care au vorbit tinerilor, la program, locurile unde se desfășoară programele, ordinea Sfintei Liturghii, rugăciunile, cântecele. Deci, în mod practic, fiecare avea toate informațiile aici, deschidea și vedea ce trebuie să facă. Exact. Am înțeles, părinte, că ați avut un invitat special pentru catehezele care au fost ținute acolo, pentru meditații. E vorba de un părinte din Franța, mai precis? Părintele Daniel Ange, la fiecare ediție a Întâlnirii Naționale a Tineretului Catolic se invită un cateheț sau mai mulți cateheți. Sunt cei care le vorbesc tinerilor pe tema întâlnirii, de aceasta fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Organizatorii au ales să îl invite pe acest părinte Daniel Ange, un părinte, am putea spune, în ciuda vârstei, cred că are 86-87 de ani, foarte dinamic, cu o inimă extraordinar de tânără, tocmai pentru că și-a dedicat întreaga viață slujirii tinerilor și implicării tinerilor în activitatea bisericii și a societății. Și acest părinte a ținut cele trei cateheze de la această întâlnire. Dar, din câte am înțeles eu, a impresionat foarte mult tinerii prin experiența lui de viață. Da, a povestit câteva crâmpeie, să spunem, din viața sa, pentru că ar fi avut foarte multe de povestit. E de ajuns să ne gândim că a dorit să intre în seminar, a dorit să devină preot, a fost misionar mare parte în Ruanda, dar și în alte țări din Africa. S-a întors în Franța și și-a dedicat mai concret viața în mijlocul tinerilor. A fondat o școală de credință pentru tineri, Jeunesse Lumière, Tineretul Lumină, și la ora actuală se ocupă de această școală. Călătorește foarte mult, participă la foarte multe evenimente, cu mult dinamism, cu multă convingere, cu multă forță, și s-a văzut și la Cluj. Tineri au fost impresionați de viața sa, de modul foarte simplu, dar deschis, cu care s-a adresat tinerilor și mai ales de conținutul catehezelor. Vom vedea imagini și vedem pe ecran, derulându-se astfel de imagini, de la întâlnirea de la Cluj a Tineretului Catolic din vara aceasta, și probabil că apare și părintele Daniel Ange. Este o imagine în succesiunea fotografiilor în care noi ne-am întâlnit mult cu ei și ca responsabili și cu cei care ne-am ocupat de organizare. Chiar am stat cu părintele la un moment dat, i-am făcut cadou și un însemn al tinerilor din Moldova, o șepcuță pe care era scris: suntem căutători de fericire din dieceza de Iași, din episcopia de Iași. Stătea foarte mult în mijlocul tinerilor. Dacă îmi pot permite așa din culise să spun câteva lucruri, aproape că niciodată nu a stat la masa de protocol cu ierarhii, cu preasfințiții, cu persoanele, cu cei din administrație care aveau un loc special. Tot timpul a scăpat organizării și a fugit să stea cu tineri chiar și la masă. Este, uitați, acum chiar era imaginea în centrul părintelui, cu adevărat un om care îi iubește pe tineri și își dedică viața slujirii tinerilor. Deci un părinte în vârstă v-a ținut meditațiile, catehezele, a vorbit pe limbajul vostru, l-ați înțeles, despre ce v-a vorbit? Ne-a vorbit, pornind de la tema întâlnirii, bineînțeles, a încercat să o sintetizeze în trei mari clase, să zicem. A vorbit despre sfințenia în rândul tinerilor, despre curăția inimii și despre misiunea tinerilor în societate. Și dacă ar fi să ne spui un gând care ți-a plăcut ție cel mai mult din aceste meditații, care ar fi? Cel mai mult mi-a plăcut atunci când a spus că cei mai potriviți apostoli în mijlocul tinerilor sunt tinerii înșiși. De altfel, el a pornit de la ideea asta și a format organizația aceasta de tineret, Tinerii și Lumina, sau Tinerii Lumina. Jeunesse Lumière, Tineretul Lumina. Exact. De altfel, dacă e să spunem tot așa, Raluca într-un fel a fost portavocea părintelui, pentru că părintele Daniel Ange se întâlnea în fiecare seară
cu animatorii grupurilor de discuție, cei care, după cum spunea Raluca, după cateză se întâlneau în grupuri mai mici, s-a întâlnit cu animatorii și în fiecare seară Raluca chiar a tradus ceea ce spunea părintele, deși știe foarte multe cuvinte în limba română. Părintele Daniel Ange a avut chiar un moment în care salutul inițial l-a făcut în limba română, un semn că dorea efectiv să se simtă parte din acest eveniment. Și părintele, într-adevăr, a avut o prezență semnificativă în rândul tinerilor. Și de altfel, din câte am urmărit și eu, am văzut că dumnealui ești cunoscător al istoriei noastre, pentru că a povestit foarte multe din istoria pe care au trăit-o oamenii aici. În catehezele sale, cel puțin în a treia cateheză, a insistat mult mai mult, vorbind despre misiunea tinerilor, în rândul tinerilor, vorbind chiar și despre martirul, nu a putut să nu specifice de perioada comunistă, de atâtea persoane care aici în România și-au dat viața pentru credință, de martirii bisericii romano-catolice, greco-catolice, episcopi, chiar și laici. Cunoaște foarte bine istoria, plus e legat în mod particular de România, pentru că monsignorul Vladimir Ghica, fericitul Vladimir Ghica, a fost cel care a binecuvântat căsătoria părinților săi și era foarte legat, a cunoscut foarte bine pe monsignorul Vladimir Ghica ca și viață, dar și scriere și spiritualitate. Deci a împărtășit, n-a fost o persoană care a venit undeva din Franța și a vorbit tinerilor, un catehet care cunoaște foarte bine România, pentru că a fost și de foarte multe ori în România. Răzvan, mi-ai zis că ai fost voluntar. De ce ai ales să fii voluntar și nu participant alături de cei aproape 2000 de tineri care au fost acolo la Cluj? Experiența de voluntar a venit ca o surpriză și pentru mine. Nu mă așteptam să merg ca voluntar. Dar ajuns acolo am realizat că totul se întâmplă cu un motiv și că locul meu chiar e acolo. Am ales să merg ca voluntar pentru că am zis că pot să fac ceva în plus, că pot să fiu acolo și să nu fiu un simplu participant și să experimentez tot ceea ce au experimentat ei, ci pot să fac un pas în plus față de ei și să fiu așa în spatele scenei și să văd cum e viața de acolo. Chiar dacă e prima oară când particip la o întâlnire națională a Tineretului Catolic, am vrut să văd întâi din perspectiva de voluntar și poate data viitoare o să merg și ca participant, deși mă îndoiesc. Adică tot ca voluntar te bate gândul să fii, nu? Da, cu siguranță. După ce urmăreați catehezele, era și liturghia, după amiază erau grupurile mici. Nu, grupurile mici erau dimineața. Imediat după cateheză, da. Ai fost animatoare. Am fost moderator de grup, da. Și cum este experiența asta? Este experiență interesantă. A fost prima oară când sunt moderator de grup. Mi-a plăcut foarte mult că tinerii erau deschiși să vorbească despre convingerile lor, despre ceea ce cred ei sau ce experimentează ei și nu la nivel general. Practic, în grupurile mici sunt aduși tineri din toate colțurile țării și puși împreună, oameni care nu se cunosc, care poate nu s-au văzut niciodată sau s-au regăsit după întâlniri, au participat la întâlnirile precedente și s-au cunoscut atunci, dar erau șanse foarte mici să fii în același grup de discuție cu cineva pe care îl cunoști. Și mi-a plăcut că, deși nu se cunoșteau între ei, erau deschiși să vorbească despre ce cred, ce simt, ce experimentează. În grupul tău câți erau și cam de unde? În grupul meu erau aproximativ 17 tineri, de peste tot. Am avut și de la Baia Mare, am avut și din Cluj, și de la noi, din dieceza de Iași. Concluziile care le trăgea animatorul trebuia duse undeva, se adunau sau ce se întâmpla? Concluziile pe care noi le trăgeam de la grupurile de discuții le discutam în partea a doua zilei, seara, cu părintele Daniel Ange, cu care ne întâlneam toți animatorii pentru a discuta cum a fost în ziua respectivă la grupuri și pentru a ne pune în temă cu tema discuțiilor de a doua zi. Cam câți animatori? Vai, nu, 100... În jur de 100, 120 de animatori. Cred că a fost 120-130 de grupuri de discuție, respectiv animatori. Programele alternative, în ce au constat? Aceste întâlniri, spuneam, au altă componentă și aceea, să spunem, culturală. În sensul în care tinerii sunt invitați să cunoască cultura orașului gazdă, locului unde se desfășoară evenimentele. A fost un acces liber la toate muzeele din, aproximativ toate muzeele din oraș, la grădina botanică, este o grădină foarte
la Grădina Botanică, este o grădină foarte frumoasă la, la Cluj-Napoca, alte momente culturale și alte evenimente. A fost și un concert, dacă e să spunem, al unei formații foarte cunoscute în România, care a participat la acest eveniment. E o componentă importantă, cultural-artistică, în sensul acesta ca tinerii să cunoască cultura, să crească în a cunoaște realitatea în care trăiesc, să se întâlnească între ei. Au fost și teme de discuții pe ceea ce înseamnă implicarea civică, pe ceea ce înseamnă aspectul de afectivitate, de căsătorie, de implicare politică și așa mai departe. Au fost multe conferințe cu multe teme la care tinerii s-au rânduit pentru că aveau posibilitatea de-a lungul celor 3 zile să participe la mai multe evenimente culturale. Tu la care program alternativ ai participat? Eu am participat la 2 din propunerea de programe alternative. A fost o conferință foarte interesantă și foarte populată de altfel. Avea un titlu incitator, să-i zic așa, 6 secrete despre prietenie, dragoste și sex și cum să le aplici în viața ta începând de astăzi. A fost o conferință la care de fapt s-a vorbit despre importanța castității. Foarte interesantă, a fost un fel de continuare a ceea ce s-a discutat de fapt la Iași în anul 2012, la faimoasa conferință Ce vor fetele și ce vor băieții. Cei care au ținut conferința, o familie și împreună cu o soră, au vorbit foarte frumos tinerilor despre cât de important este să rămânem curați și la trup și la suflet pentru a ne pregăti pentru cel care, cu care urmează să ne căsătorim. Și următoarea conferință sau... Și cea de-a doua conferință la care am participat a fost de fapt o prezentare a unui proiect care se intitulează Tweeting cu Dumnezeu, Tweeting with God, inițiativa a unui părinte olandez. De altfel, care... a fost lansată acolo cartea aceasta, Tweeting cu Dumnezeu. În ce a constat lansarea aceasta sau despre ce vorba în carte? Dincolo de aceste, de aceste coperți, avem ediția în limba română care în următoarea perioadă va fi disponibilă pentru a fi cumpărată. Este o inițiativă a unui prieten de-al meu, un părinte olandez, care cu ceva timp în urmă a reunit un grup de tineri pentru a reflecta asupra temelor legate de credință și, și nu numai. Și având aceste momente de întâlnire, de cateheză, s-au gândit de ce nu să împărtășim experiența trăită împreună. În această modalitate au ales ei tweeting cu Dumnezeu, în sensul de a formula adevărurile de credință sau răspunsurile dorite de tineri într-un mod mai succint pentru ca tinerii să înțeleagă răspunsul și să le aplice în propria viață. A ieșit un material extraordinar și ca imagine și ca prezentare pentru tine și atunci a venit și această inițiativă. De fapt, odată când m-am întâlnit cu părintele la Roma și povestea despre inițiativa, am zis, există posibilitatea de traducere și în alte limbi și a zis, de ce nu, dacă vă ocupați, putem face și în limba română. Și atunci am colaborat împreună cu o editură și iată, am pregătit și această ediție de adevărurile de credință, întrebărilor de la tineri și răspunsurile date către tineri. La întâlnirea aceasta au participat și mulți preoți. Cam câți și care era rolul preoților? Câteva zeci, cred că poate sute, nu, de preoți, pot spun, din episcopia noastră au participat aproximativ 20 de preoți, 15-20 de preoți. Au participat și călugări, călugărițe, la fel, din episcopia noastră au fost tot în jur de 20 de călugări, călugărițe și prezența lor a fost foarte importantă, în primul rând pentru celebrări liturgice și aspectul poate cel mai important, mulți dintre preoți au stat la dispoziție să discute cu tinerii pe temele care doreau tinerii și mai ales pentru taina spovezii, pentru sacramentul spovezii, ascultând mărturisirile lor și oferindu-le dezlegarea și, bineînțeles, și pentru alte evenimente. La fel cum și călugării și călugărițele au avut prezența lor în cadrul acestui eveniment. Adică Expo Carisma. Da, organizatorii au propus un moment de, în care călugării și călugărițele să vorbească despre viața lor. Suntem încă în cadrul acestui eveniment al anului vieții consacrate, un an dedicat de biserică pentru călugări și pentru călugărițe. Și atunci cei care au participat au fost invitați ca chiar în centrul orașului, în parcul din centrul orașului, să expună materiale, posibilități de a vorbi despre carisma lor, despre viața lor. A fost impresionant pentru că au fost foarte multe congregații călugărești care au vorbit despre activitățile lor cu bolnavii, cu bătrânii, în mijlocul tinerilor, în mijlocul realităților celor mai diferite și așa mai departe.
Era impresionant să vezi această amploare a persoanelor care se dedică altora. Ne aflăm spre finalul emisiunii. Aș dori să venim la temă căutător de fericire, care pornește de la textul acesta: fericiți cei curați cu inima. E posibil astăzi, în zilele noastre, ca un tânăr să-și păstreze viața curată? Voi ce spuneți? Eu spun că da, este posibil. Și cum este posibil? Cred personal că, având o relație corespunzătoare cu Dumnezeu, poți să rămâi curat și în gânduri, și în fapte, și în cuvinte. Și tocmai de la această curăție pleacă, de fapt, și adevărata fericire. Răzvan, care e gândul tău? Cu siguranță se poate. Oricât de greu ar părea în lumea de astăzi ca un tânăr să rămână curat, cu siguranță se poate, cu ajutorul, chiar dacă nu singur, cu ajutorul celor din jur. Sunt sigur că se va găsi întotdeauna un preot care să-l ajute să se îndrepte pe calea cea bună. Și, desigur, multă rugăciune, multă încredere și speranță. Vă mulțumesc mult pentru participare la această emisiune. Iată o emisiune dedicată Întâlnirii Naționale a Tineretului din luna iulie anul acesta. Vă mulțumesc, părintele Felix Roca, și eu vă mulțumesc, Raluca Cocuț și Răzvan Ienășoaie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii telespectatori, ați rămas cu noi aproape jumătate de oră și ne-am umplut de tinerețe de la acești participanți la Întâlnirea Tineretului de la Cluj. Rămânem cu gândul acesta, care este prezent în mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc, adresat tinerilor. El le spune: dragi tineri, orientați-vă spre Hristos Iisus, în care găsiți adevărata bucurie și fericire. Până data viitoare, vă spun numai bine, la revedere! A fost între două lumi, cea de aici și cea de dincolo.